Bine v-am găsit, în fața noastră avem cele 3 noi modele de telefoane pe care Samsung le-a lansat. Sunt telefoanele din seria Galaxy S21, telefoanele vârf de gamă pe care Samsung le lansează în fiecare an la începutul anului. Cele 3 telefoane, începând cu Galaxy S21, originalul, Galaxy S21 Plus și cel mai mare și mai performant Galaxy S21 Ultra. Galaxy S21, după cum vedeți, este și cel mai mic dintre cele 3, este practic și cel mai ieftin, dar împărtășește mare parte din specificații cu frații săi mai mari. Vorbim de un ecran cu o diagonală de 6,2 inch, cu o rezoluție Full HD+, și care are o rată de refresh adaptivă de 120 Hz. S21 este, cum am zis, cel mai mic telefon din noua familie. Este construit dintr-o ramă de metal din oțel inoxidabil, după cum puteți vedea, iar pe spate este construit dintr-un plastic superior care seamănă foarte mult cu sticla. Este satinat și are, dă impresia că este o sticlă satinată, are un aspect de sticlă, dar el de fapt este un plastic. La prima senzație este mult mai bun decât plasticul folosit pe alte telefoane în trecut. S21 are pe spate 3 camere, un nou modul foto, după cum vedeți este integrat în acest colț care se prelungește din ramă. Acest modul foto-video este acoperit cu Gorilla Glass 3. Camera principală este cu senzor de 12 megapixeli cu stabilizare optică și cu tehnologie dual pixel. Camera ultra-wide este de 12 megapixeli și camera zoom, camera tele, este de 64 megapixeli. Este de 3x și are și ea stabilizare optică a imaginii. Pe partea frontală avem o cameră de 10 megapixel și ea cu tehnologie dual pixel. Despre S21 mai putem spune că vine cu memorie de 8 GB de RAM, spațiu de stocare 128 de GB sau 256, are o baterie de 4000 mAh și, foarte important, în pachet nu mai vine cu un încărcător sau căști, vine cu un cablu USB tip C și este capabil să încarce la 25W sau la 15W wireless. Galaxy S21, care este cel mai mic și cel mai ieftin dintre cele 3 telefoane, vine într-o gamă de 4 culori. Acest alb satinat, care arată foarte, foarte bine, cel puțin nou așa ni se pare, ascunde foarte bine amprentele, practic nu se văd nimic, nu știu dacă pe cameră se observă, dar practic amprentele nu se observă deloc. Această variantă gri închis spre negru, care captează puțin amprentele, dar nu foarte tare. Mai există această variantă movulie și mai există o variantă pink, roz, pe care nu o avem aici. Celălalt model, Galaxy S21 Plus, este foarte asemănător cu Galaxy S21, după cum vedeți este puțin mai mare și în mare parte are aceleași specificații, cu câteva excepții. Are un ecran cu o diagonală mai mare, are 6,7 inch în diagonală, tot Full HD Plus este rezoluția, iar rata de refresh tot 120, tot adaptiv. Ca alte diferențe vorbim de o baterie puțin mai mare, de data asta pe spate vorbim de sticlă, da? E tot o sticlă, tot satinată, se simte puțin diferența între cele două, dar pe de altă parte S21 mai mic cu spatele acesta satinat din plastic pare puțin mai, stă mai bine în mână, pe când S21 Plus are spatele din sticlă și e puțin mai alunecos. Ambele telefoane au ecrane care sunt plate, da? Deci nu mai avem acele muchi curbate ca în trecut, ceea ce înseamnă că din punct de vedere al designului poate fi considerat un minus, pe de altă parte din punct de vedere al ergonomiei noi credem că este un plus, pentru că evităm practic acele atingeri accidentale de fiecare dată când ne întindeam practic într-o parte sau alta a ecranului cu degetul. Rama este de oțel inoxidabil, pe spate avem același modul foto-video, aceleași camere ca la S21, bateria este de 4800 de mAh, deci cu 800 de mAh mai mare decât la S21. La fel, din cutie nu vine cu încărcător inclus sau cu căști incluse, vine cu un cablu USB tip C și telefonul e capabil de încărcare rapidă 25W sau 15W wireless. La 25W, la încărcarea rapidă 25W, cei de la Samsung spun că în 30 de minute telefonul poate fi încărcat până la 50%. S21 Plus vine în 3 culori, două le avem aici în față, această variantă violet cu aceste rame rozalii și această variantă gri, simplă, clasică, da? Cu această ramă de oțel care se vede foarte bine cum reflectă lumina. Mai există și varianta neagră, care probabil va fi destul de asemănătoare cu ce avem aici pe Galaxy S21 Ultra.
bun, haideți să discutăm despre Galaxy S21 Ultra, pentru că este practic vârful de gamă al acestei serii de telefoane vârf de gamă de la Samsung. Este cel mai impozant dintre toate trei, nu doar ca mărime, ci mai ales ca specificații. În primul rând, între S21 și S21 Ultra, l-am aici în mâna dreaptă, S21 Ultra e mai mare din toate punctele de vedere, este mai gros, da? Are un modul foto care iese în evidență mult, mult mai puternic, dar nu vorbim doar de mărime fizică, ci de exemplu vorbim și de o rezoluție care este diferită. Pe S21 Ultra avem o rezoluție WQHD, deci Quad HD pe format wide, dar la fel avem o rată de refresh de 120 de Hz. Din punct de vedere al construcției, dacă ne uităm, vedem, regăsim aceeași ramă de metal din oțel inoxidabil. Pe față avem, spre deosebire de celelalte două modele, avem o muchie care ușor, ușor e rotunjită la margini, da, asemănătoare cu designul din trecut de la Samsung. Iar pe spate avem Gorilla Glass Victus, aceeași variantă satinată, care este foarte, foarte plăcută la atingere și care face o treabă destul de ok în a acoperi amprentele. Bun, dacă suntem pe spate, trebuie să discutăm de acest modul foto-video, care este foarte mare și foarte, foarte impunător, da? Așa cum ne-am obișnuit Samsung și de anul trecut de la S20 Ultra și apoi de la Note 20 Ultra, pe această serie de telefoane vorbim de practic cele mai bune și cele mai impozante camere și cei mai impozanti senzori. Discutăm practic pe acest modul de pe spate de 4 camere. Camera principală este de 108 megapixel și are stabilizare optică de imagine. Camera ultra-wide este de 12 megapixel, care așa beneficiază de tehnologia dual pixel. Ce e important, trebuie să discutăm de camera tele, vorbim de două camere pentru zoom, una cu zoom optic de 3x, care beneficiază de stabilizare optică a imaginii și tehnologia dual pixel, și un senzor de 10x, la fel cu stabilizare optică a imaginii și cu tehnologia dual pixel. Și de asemenea tot sistemul beneficiază de autofocus prin laser. La Samsung Galaxy S21 Ultra, camera frontală de data aceasta este de 40 de megapixel, da, este de practic diferită față de camera frontală de pe celelalte două modele, unde regăsim doar 10 megapixeli. S21 Ultra vine într-o variantă cu 12 GB de RAM și cu 3 variante de stocare, 128 de GB, 256 de GB și 512 GB. Iar din punct de vedere al bateriei, telefonul vine cu o unitate de 5000 de mAh, dar la fel ca celelalte modele, nu vine din pachet cu un încărcător și nici nu vine în pachet cu căști, vine un pachet cu un cablu USB-C și e capabil de încărcare la 25W sau 15W wireless. Și la fel ca celelalte două telefoane, cei de la Samsung spun că o încărcare de 30 de minute înseamnă 50% încărcare. S21 Ultra vine în două variante de culoare, această variantă pe negru, pe acest gri închis, și această variantă de gri argintiu. În ceea ce privește prețurile pentru noua gamă de telefoane Galaxy S21, acestea încep la 849 de euro pentru varianta S21, da, cel mai mic și cel mai ieftin, apoi S21 Plus vine la un preț de 1049 de euro, iar cel mai mare și cel mai potent dintre cele trei telefoane, S21 Ultra, vine la un preț de 1249 de euro.